Oameni buni, ne grăbim acum să invităm în platou pe doi prieteni foarte dragi, Ciucă, un el și o ea, un soț și o soție, doi frumoși cu multe povești, atât am avut de zis. Nimeni altul decât celebrul Marius Moga și frumoasa lui soție, Bianca! Ce faci, Marius? Uite, ne-am asortat, ai observat. Asta am observat. Întâmplător. Exact. Întâmplător? Pur întâmplător. Eu zic că nimic nu e întâmplător. Cum noi ne-am întâmplător și faptul că v-ați întâlnit și că sunteți o familie foarte frumoasă. În primul rând vreau să știu dacă se uită Iaia la emisiune. Sper să se uite și Iaia. Iaia este bunica lui Marius. I-am anunțat pe ei, sper să fie apucat. Iaia a anunțat? I-am anunțat pe ei, da. Sigur au anunțat. Și tu? Și ai tăi au anunțat pe ei? E un network. Exact. Okay. Intern, familial. Perfect. Așa că îi salutăm și pe cei de la Alba și, bineînțeles, și pe părinții Bianca și pe lui Marius. Niște oameni fabuloși. Mă bucur că sunteți aici, tânăra familie. Să răspund și tu la... Ai fost și tu acolo, ai fost. Exact, am fost. Iar am fost martor, la... avem un martor aici. Exact, și am fost și la nuntă, dar am fost în casa făcută de tatăl tău, care este fabuloasă, pentru că e un dom... Un dom geodezic, da. Exact. Două domuri. Două domuri geodezice, nu? Da. Făcute de tatăl tău. Fel de igluri. Exact. E tare tatăl tău, să știi. Cred că s-o fi săturat după o viață de vorbe pe la colțuri și ai să-mi fac o casă rotundă, să nu mai fie colțuri. Și exact, casa e fără absolut niciun colț. Nu există colț drept. S-a chinuit un pic, dar e plăcut acolo, adică îți dă o energie bună. Foarte exact, bună. Foarte frumos. Confirm. Tânăra familie, oameni buni, este din 2014 împreună. Vă vine să credeți? Dar mai suntem tânăra familie. Exact, tânăra familie. După 7 ani, tânăra familie care are și un copil minunat. Corect. Se uită la noi? Sigur, da. Maria. Hello, Maria. Perfect. Cât are Maria acum? 5 ani. Wow. Trece timpul. Tu vorbești? Cunoaștem, exact. David, azi mâine... liceu. Exact, David, 10 ani, Eva face și 6 ani în vară, dar am înțeles că Maria voastră își mai dorește și un frățior sau o surioară. Da. Și i-ați promis, am înțeles. Păi ne pune să promitem. Noi am promis în general că o să mai facem, adică tuturor le-am promis. Perfect. Să mai și Bianca am vrea să lămurim. Problema așa, unde este? Deci Marius îl avem și pe doctor Mihai, aici am putea să dăm și o rețetă. Să lămurim. Nu este despre asta, este doar despre acel moment în care ești dispus să înceapă. Da, vreți, am mai fost odată acolo. Da, vă mai doriți, nu? Da, dar am mai fost odată acolo și știm știm că e un moment. Începe. Exact. Cum e cu Maria? E prietena noastră. Da. Deja nu mai e copil mic. A trecut deja la etapa în care poți să vorbești cu ea, poți să ia... Bine, și înainte puteai să vorbești cu ea, dar acum are personalitatea ei. Acum vorbește ea și nu e de acord cu noi neapărat întotdeauna, știi? Nu e de acord cu tot ce îi spunem. Și... Spune doar dacă are ochii tăi. Nu, are ochii căprui. Are ochii mei, da. Aș și întrebat-o. De ce nu am ochii tăi? Nu m-a întrebat. Mi-a spus că am ochii ca oglinzile. Exact. Când o să crească puțin mai mare, o să întrebe mamă, dar de ce n-am ochii tăi? Nu? Nu cred. Nu cred, pentru că eu mi-aș dori să am ochii așa mari ca ea. Da, dar uite, mie mi se pare că de când a venit copilul în viața voastră, de când a venit Maria, Marius a devenit mai responsabil. Da? Da. Deci că da, întrebare, nu m-a dat de gol. Te știam foarte mult timp. Da, e mult mai responsabil și aș da câteva exemple. Casa de la Cernica, știi? Așa. Că nu mai termina, că era prin studio, prin America. Corect. A venit copilul, s-a terminat casa. Ne-am mutat. Exact, v-ați mutat, exact. Și acum copilul vostru o să fie vecin cu fetița lui Smiley. Asta zic, a zis, zice acum, încep să apară copii. S-a bucurat. Încep să apară copii în zona. Superb. Și... Acum am înțeles că tu acolo ești, cum să zic, și șefa la grădină, la plante, la tot. De poți ce să zici. Are plante multe, chiar m-am mirat și eu. Și am înțeles că are o pasiune din povestea asta. Până să ne mutăm în plasă, casă, nu avea pasiunea asta și dintr-o zi m-am trezit, nu știu când a plecat la un moment dat la Cluj și m-am trezit cu un mare bilet pe frigider, te rog, udă florile. Ok. Hai. Și ai făcut-o, nu? Am făcut-o o dată de două ori. Bine că n-a stat mult plecată. Dar mai știi că mai ții minte că nu, întotdeauna nu le rezistau plantele mai mult de 6 luni. Acum 3 luni. Rezistă acum. Mereu se uscau. Pentru că uscau. Bianca a început să iubească chestia asta și a început să te pasioneze, să-ți placă, nu? E mult spus să mă pasioneze, dar când ai o casă și încerci să o mobilezi, primul lucru pe care îl pui sunt plantele, știi? Să-ți dea așa o plantă viață mare, exact. Ca să te simți bine, să am încercat să reproduc vibe-ul de lei. Că suntem afară.
atmosfera de Los Angeles, să zic așa. Și-am pus mult spate. Nu mai zici atmosfera de Los Angeles, că imediat vrea să plece în Los Angeles. Nu, e că am înțeles de la Sebi și Sebi s-a întors acum de curând, că zicea că e pustiu pe străzi, că toți care erau în vizită. Sebastian Dobrincu, care sunt și partener pe Ireal, zicea, băi, m-am întors vreo două luni aici, că s-a cam pustit un pic eleiul, acolo erau mulți în vizită să reușească și când s-a închis tot, s-au întors acasă să vină mai târziu, când se deschide iarăși treaba. Foarte, foarte frumos. Marius, oameni buni, în cazul în care nu știați, pe lângă faptul că este un compozitor celebru, cu probabil unele dintre cele mai multe hituri la ora actuală, dacă faci așa un inventar, tu, ca și compozitor, ai cel mai multe hituri, nu? Te-a depășit încă un alt compozitor. Nu știu, nici n-am stat să calculez așa, dar știu că nu mă gândesc la hituri când le fac, mă gândesc să fac o muzică bună și asta le recomand și celorlalți care se apucă să producă, să compună astăzi. Trebuie să faci ceva să-ți placă ție. Dacă pe tine te dă pe spate ce ai făcut, care știi deja ce ai făcut, e bună. Dacă nu, trebuie să mai bagi o fisă. Tu știi de câte ori întorc piesele înapoi până-ți gata. Altfel, de unde hituri? Dacă le dai drum așa din prima, poate nu sunt toate, n-ai. Da, și în același timp, Marius, acum este și cu lumea virtuală foarte puternic implicat. Eu cred că e o lume hibridă, să știi, ne-am cam cu pandemia asta, nu știu dacă o să mai fie digital și fizic, o să fie o lume așa la mijloc. Cum e lumea asta? Pentru că tu ai un studio, avem un studio ireal, virtual, da? Da, un studio virtual cu LED-uri, cum ai și tu aici în spate, și filmăm ca și cum am fi în diferite locații. Te-am văzut, am dat pe Marte. Da, în clipul lui Sebastian e filmat așa, ca și cum am fi pe Marte. Am adus niște nisip în studio, niște pietre și în rest tot decorul ăla se mișcă în funcție de cum miști tu camera. În timp real. În timp real, da. Și lumea poate să vadă momentele astea dacă intră, de exemplu, pe Instagram la Marius Moga. Da, poate să vadă. Pentru că exact sunt tot felul de momente puse acolo. Puteți să intrați Marius Moga, dați un follow și vedeți și toate aceste lucruri. Ce mai facem nou și asta vreau să zic? Că poate îți lansez o invitație, stai să terminăm. Suntem în discuții, facem niște formate TV de talent. Dacă tot am fost atâția ani, mi-am dat seama că există loc de ceva nou. Și unul dintre ele este Hit Me, despre compozitorii care au hituri, dar n-au cui să le dea și ar vrea să ajungă la artiștii mari. Asta e unul dintre ele. Și al doilea e un show de remake-uri în care monștrii sacri se bat cu tinere speranțe pe piese foarte vechi sau foarte noi. Da, e bine că ai spus ideile tale. E foarte bine că sunt și înregistrate. Sunt idei de, sunt idei de pandemie, e foarte important. Idei de pandemie pentru și noi, sunt, pentru noi pandemia a fost super creativă. Super creativă. Păi în pandemie Marius a făcut studioul ăsta virtual. Da, plus că e bine că zic, pentru că altfel cum ar putea să afle și oamenii care vor să se partenerieze cu noi, să facem astea să existe, cum ar putea să audă? Trebuie să mă apuc să le dau la toți mesaje. Așa vin la tine. Superb, foarte toată bine. Toată lumea. Foarte bine, mă bucur mult de tot. A filmat videoclip la studioul vostru Ireal și Ioana Ignat? Da, Ioana cu Sebastian au piesa asta împreună. De acolo și... mă, s-au și cuplat. Nu. Cum nu? Au citit în ziare. Da, dar nu de acolo. Nu, ei nu mă bag în subiectul ăsta. Ah, okay. Pe muzică, pe virtual, pe ce vrei. Da. Eu pot să zic nu de acolo. Da. Nu știu de unde. Bianca știe mai multe și fetele întotdeauna știu mai multe. Adică asta pot să garantez și eu la filmările clipului. Nu. Nu există. N-ai de unde să știi niciodată, Marius, ce se întâmplă acolo, după stâncilele. Am fost câteva zile pe set. Mă știi pe mine, eu vorbesc cu toată lumea tot timpul. Eu eram acolo tot timpul, știam dacă era ceva. Poate cu ocazia asta că s-au cunoscut, dar niciun caz acolo. Da, tu îți dai seama, deci... Muzica asta mai și unește, nu? Da, muzica unește și muzica unește foarte puternic. Și unește și dezbină, unii supărați, unii bucuroși, dar uite, viața merge înainte. Uite, la voi muzica a unit, pentru că Bianca a renunțat la jobul ei de reporter la ProTV ca să se alăture echipei să Moga. Să știi că a făcut asta foarte bine. Dacă e să mă întreb, n-are degeaba, nu știu cum a nimerit sacoul ăsta cu casete pe el, dar de când lucrează la noi, să știi că ea lucrează pe direcția asta de repertoriu, de piese, de ce piesă se potrivește cărui artist, adică Endaring, și are o ureche foarte bună pentru că de noi... De consumator, da, important noi, de precizat, da, de consumator noi suntem acolo, fără studii, dar... Tot ce facem e, o fi bună, nu o fi bună, suntem subiectivi, ea vine și zice, ce e asta, n-ar asculta toată lumea asta, poate doar câțiva, și e foarte bun un om, asta înseamnă la Endaring, rece, e un feedback la rece al poporului, dacă lumea ar lua piesa asta. Da. Și she's doing a really great job. Foarte, foarte frumos, dar trebuie să fii și foarte sincer cu mine. Nu există și certuri în toată povestea? Nu. Există, nu? Da, faci tu o piesă, fan. Muncești ca un compozitor acolo, ești 100% hotărât că o să fie hit și vine Bianca și face. Marius, mai stau și toată noaptea și dimineața mă întreabă, cu asta ai stat toată noaptea? Și eu zic, da, gen, nu e bună, ai stricat-o, era bună înainte cum era.
De asta zic că... Hai, am luat-o de soție. Cum era să-mi iau o nevastă care să-mi... Da, e super, e frumos, e minunat. Și toate dau fail după aia, nu merge nicio piesă. Zic, ia uite. Da, deci oricum... Da, mai bine așa. Ai luat-o pe Bianca de soție și nu ți-a scos perial bâie în cap și nici nu ți-a căzut părul. Mamă, de asta ți-a crescut părul, ai întinerit. Ți-am scos câțiva, am scos, mi-ai spus la un moment dat. Mărai și ce... În barba, aici nu ieși. Când urmează Maria să scoată o piesă? Are câteva compoziții, să știi. Da. E foarte creativă, dar mi-am dat seama că îi place să compună. Dacă cumva încerc să-i arăt cum să facă, nu mai vrea, gata. Da, ea le știe. Copiii întotdeauna știe mai da. Bine. Ia, nu, ți-arăt eu, tati, cum compun. Și dacă zici, uite, aici e două. Nu. Da, ea cântă la pian. Da, cântă, dar ce vrea. Asta a fost greu, să încerci să o convingi să urmărească mișcările pe care nu, zic, eu am descoperit secretul. De aia s-a inventat școala. Îi asculți pe părinți la anumite autoritate, lucruri. Autoritate, da. Dar nu la tot. Da. Exact, la școală n-ai ce să faci. Da, chiar dacă eu sunt compozitor, probabil că tot un profesor de pian sau o profesoară de pian îi va... știi că eu sunt tăticul, eu gen, lasă-mă tati, hai să arăt eu ție, să te impresionez exact. Eu pe tine. Păi nu, stai că eu pot să te învăț. Nu, lasă, eu te impresionez pe tine. Da, ți-a dat vreodată vreo idee, apăsând acolo pe clapele alea și să zici, Tot timpul da? Vine și cântă, odată vine la mine și păi dacă tot trag voci, mă chinuiam acolo, unde mă zice, tati, vreau și eu să trag voci. Păi hai, și-am pus-o la microfon și ce cânt? Păi ce vrei tu? Și-a început 20 de minute, am lăsat acolo, a stat cu căștile pe urechi. A bătut câmpii, îi place. Oricum e o terapie pentru oricine. Cine a ajuns vreodată în studio, nu știu, și-a pus căștile așa pe urechi și tu cred că ai încercat la un moment dat. E o terapie, așa, stai acolo, ești în lumea ta cu reverb, cânti pe instrumentalul ăla, te destresezi. Da, dar să le spunem oamenilor că voi puteți să faceți lucrurile astea pentru că aveți și, Maria are și niște bunici faini, pentru că petrece destul de mult timp și la bunici. Așa este. Da, păi Mo și Uca. Cu ei ne scoatem, cum ar veni, știi? Și Bunelu cu Gabi, echipa de patru ajutoare. Când deci aici avem Nelu și Gabi. Și aici da. Uca și Mo. Da. Okay, Mo Uca de la și... Moga. Uca și Mo. Și cu ei vă scoateți, nu? Da, exact. La ce mă refer când zic că cu ei ne scoatem? Ei au timp să meargă la tot felul de activități cu Ria. Activități, când e la ei, da. Da, iar noi tot timpul depindem de programul nostru. Terminăm la 6, nu poți întotdeauna să... Ei, dar la ei face de toate. Nu, măcar jumate. Da, da? Jumate aveți da. Aici, da? Nu știam, la ce tare, da. Norocoși. Da, era... Noi aducem curândul. Curândul. Da, pleacă Gabi, ce faci, Uca? Și acum tu pe la noi? Exact, adică întotdeauna e un bunic aici. Exact. Și pentru anul ăsta ce v-ați mai propus? Anul ăsta ce ne-am propus este, sincer, să facem ce ne place, că pandemia asta ne-a cam blocat normalul ăla pe care îl știam, la toți, tuturor, de fapt. Da. Ne-a cam pus așa, într-un stand-by, de așteptăm să vină un normal, dar ne-am dat seama că poate nu vine niciun normal înapoi, poate că viața asta e, mereu ne adaptăm și atunci ne-am hotărât să facem ce ne place. Muzica e pe primul loc la Demoga Music, Virtual Production la Ireal și doar astea două ne ocupă timpul și acasă, apoi familia, that's all we're gonna do. Virtual perfect. Production deci, și muzică. Anul ăsta poate cine știe o să și vine mult și mai multe. Un surior și o surioară sau o surioară? Un surior și o frățioară. Exact, un surior și o... Nu știu dacă anul ăsta. Bianca. Asta că okay. Dar de fapt corect, eu n-am de unde să știu. Am sare aici la mine, să vă mai duceți la ginecolog să aflați dacă e băiat sau fată. Dar am sare, exact, dau cu sarea în procentaj 100% reușită. Cureți și ca pantofi. Uite, vedem și fotografii cu voi. Da, zi iarnă. Noi nu prea avem fotografii împreună, să știi. Adică noi trebuie să le programăm. Uite. Poze frumoase, amintiri frumoase. Foarte frumos. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi. Căutați Oameni Buni pe Instagram, cum spuneam ceva mai devreme. Marius Moga, la Demoga, pe Bianca, acum pe Bianca... La Demoga o găsesc, să știi că ea se ocupă de autor. Bine, de deci nu poți să o caute și pe ea pe pagina ei. Bianca Moga Lăpuște. Da, mulțumesc, da, apreciez. Pe pagina ei. Vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Să mai răspunzi și tu la SMS. Da. Okay. Mulțumim mult de tot. Și să aveți grijă de voi și să rămâneți aceiași oameni buni. Noi ce spunem mai. Exact. Stai să o mai salutăm încă o dată pe Iaia. Iaia e prietena și noastră și se uită la emisiune. Vă mulțumesc mult de tot. Aveți grijă de voi. Bine, mulțumim. Pe unde ești? Așa am venit să fac. Aici. Aici? Exact. Pa, mulțumim.